Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem în fața dumneavoastră cu o nouă ediție și de asemenea cu un nou invitat. De fapt, avem o revenire în studiul nostru a unui prieten drag și anume domnul doctorant Alex Ivan. Alex, bine ai revenit la noi în emisiune. Bine v-am Cătălin. Bună seara ție și telespectatorilor Producens Media. Vă fac o urare de început de an. Dumnezeu să binecuvinteze echipa voastră, să binecuvinteze toți telespectatorii produceți Media și întreaga alianță evanghelică din România. Așa să fie. Alex, să-ți mulțumim pentru toate urările pe care ni le-a adresat. De asemenea, și noi vrem să-ți urăm succes în lujirea pe care o ai în Biserica Creștină Pentecostală Betel din București, acolo unde ești lider de tineret și prezbiter. Și de asemenea, în studiul pe care îl faci, ești încă doctorand al Universității din București și vreau să-ți urez ca Domnul să dea putere ca anul acesta să duci la capăt această lucrare și, bineînțeles, să fii în noastră și de-a lungul anului, pentru că avem nevoie de oameni bine pregătiți, oameni care știu să bine viața practică, viața pastorală și, bineînțeles, cunoștințele teologice. Așa că și în seara aceasta te provo -o la o discuție, fiind, să spunem, la început de an, am să discutăm despre generația tânără și anume despre tinerii care ne înconjoară atât în casele noastre, vorbim de cei de acasă, apoi în bisericile noastre și mai ales că în vremurile acesta de provocare, fie că vorbim de pandemie, fie că vorbim de teamă, fie că vorbim de, să spunem, de neliniștea aceasta care ne înconjoară pe noi toți. Tinerii sunt afectați, tinerii sunt și ei, la fel ca și noi, cei trecuți de, de prima jumătate a vieții. Deci de la tineri care poate n-au nicio viziune, n-au nicio direcție în viață, să devină oameni de bază, să devină oameni care își pot face o familie, să devină oameni care să-l pe Dumnezeu și apoi și ei, la rândul lor, de folos altora. Cum ti se pare tema? O temă de actualitate, o temă bună. Ce înțeleg în zilele acestea este că nu numai tinerii sunt fără direcție, cam toată societatea contemporană este fără direcție. Adulții sunt fără direcție. Tocmai de aceea rolul bisericii contemporane este să slujească drept conștiință pentru generația aceasta și cu atât mai mult pentru tinerii care încep viața. Noi trebuie să păstorim sufletește oamenii aceștia, să îi așezăm pe această direcție bună. Direcția bisericii este spre cer. Calea, adevărul și viața a rămas Domnului Iisus Hristos. Lucrurile nu se schimbă. Dar cu atât mai mult în generația în care trăim, când cei mai mulți tineri sunt dezorientați datorită sistemului în care se găsesc. Fie că sunt la școală, fie că sunt... Doar adolescenți, și provocările de zi cu zi par să-i tulbure, pentru fiecare om e, important, e importantă direcția în viață. Acum, ce înțeleg din Sfânta Scriptură este că nu numai începutul unui lucru este important, important este și sfârșitul. Găsesc în Sfânta Scriptură oameni care au început bine și au sfârșit rău. Totodată găsesc oameni care au început rău, dar au sfârșit-o bine. Totul ține de vremuri și de împrejurări și totul ține și de adaptabilitatea omului. Atâta timp cât un credincios, cât un om, hai să luăm exemplu tinerilor, că tot vorbim despre tineri, sunt dispuse să lase călăuziți, conduși în sensul bun, nu manipulați și trași cu sfori în direcții obscure sau în interese de moment, eu cred că destinația lor va fi una bună. Uh, am în uh, Istoria artei, un exemplu foarte bun. Spre exemplu, dacă ne uităm la în istoria artei la uh, doi pictori celebri, Van Gogh și Rembrandt, observăm că debutul în viața lor este diferit. Uh, Van Gogh aparține unei familii de protestanți. Tatălui a fost păstor. El însuși a ajuns slujitor. A urmat... Uh, Studiile de teologie și îi putea spune viața lui este o viață bună. Uite că începe bine, uite că are toate șansele să realizeze o carieră similară cu cea a tatălui lui, numai că Van Gogh intră în anturaje greșite. Viața de noapte, o viață destrăbălată, ia decizii proaste, este foarte talentat. Talentul lui este recunoscut și oamenii îl admiră pentru ceea ce uh, reușea să pună în operă. Numai că ceva în viața lui în timp s-a schimbat. Părăsește altarul, părăsește biserica, părăsește frica de Dumnezeu și ajunge o ruină. Ultimul lui tablou este un lan de grâu cu trei drumuri care duc spre Nicăieri și un stol de ciori îi mănâncă recolta sfârșește uh, într-o criză de nebunie când se sinucide și te întrebi unde a greșit. Nu poți da vina pe părinții lui, nu poți da vina pe trecutul lui, nu poți da vina pe pregătirea lui. Toate le-a avut la superlativ. Dar alegerile lui pe parcursul acesta, noi o numim viață, alegerile lui în viață le decontează mai târziu. În schimb, Rembrandt van Rijn este un pictor olandez care n-a avut un start bun. Din potrivă. Este unul care a, trăit, a fost un om care a trăit în păcat, a fost un om care a avut o viață uh, tumultoasă, dar omul acesta îl întâlnește pe Dumnezeu și viața lui se schimbă. Viața lui uh, începe să prindă contur prin uh, ce înțelege din Sfânta Scriptură. Citește foarte mult și dacă suntem unești și privim la opera acestui om. Cele mai multe tablouri sunt reprezentări ale unor scene din Sfânta Scriptură. Ultimul lui tablou a fost chipul Domnului Iisus Hristos. A fost pasionat de Iisus Hristos. iată că el începe prost și, la urmă, își își, 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 sfârșește viața bine. Deci nu poți da vina pe contextul în care vii. Sunt mulți oameni care vin și spun, n-am avut un stat, n-am avut părinți influenți, n-am avut bani, n-am avut parte de o educație reușită. Da, da nu poți da vina pe lucrurile din jurul tău, ca să scuzi sau să trăiești într-o lamentare continuă. Dumnezeu este același Dumnezeu pentru toți oamenii și El dă șanse egale tuturor oamenilor. Eu nu cred în blesteme care vin din generație în generație. Eu cred că omul este răspunzător pentru faptele pe care le face, că sunt consecințe care pot trece în anumite generații, dar un om care se întâlnește cu Dumnezeu într-un mod onest poate cunoaște din partea lui Dumnezeu și favoarea lui și poate intra în voia lui Dumnezeu în așa fel încât să ajungă viața lui o capodoperă. Nu poți rămâne plafonat în ce au fost părinții, în ce nu ai și să inventezi tot soiul de scuze. Poate sunt și pertinente. Viața fiecărui om este diferită. Tocmai de aceea provocările nu sunt la fel. Așa este, pentru că observând în generația aceasta tânără, una din scuzele pe care le afișează este identitatea Uh, spun mulți dintre ei că noi, eu nu provin dintr-o familie cu bani eu nu provin dintr-o familie cu renume uh, nu vin o familie de știu eu, de oameni care uh, sunt cunoscuți practic influența uh, contextuală fie mediul în care trăiește câteodată are mai multă putere asupra lor și îi uh, derutează să zic așa, în viață astfel încât chiar dacă au început de copii mici, au avut oarecare protecție a familiei, au fost canalizați către, către o școală, într-o perioadă scurtă de timp, datorită unor să spun, alegeri, că până la urmă aici este vorba, ajung să devină foarte, foarte rău, departați de prieteni, singuri câteodată, cu multe dependențe da? vicii, dependențe, oameni care își pun chiar capăt zilelor, datorită faptului că la un moment în viață și-au schimbat direcția, luându-se foarte mult după ce fac alții. Este o presiune foarte mare. Acum, noi vorbim, să spunem, în calitatea de oameni care am trecut de perioada aceasta, am făcut deja niște alegeri în viață. Acum, la fiecare avem și noi, poate, regretele noastre, dacă am stat să ne gândim dacă am putea relua niște alegeri, poate le-am relua. Dar viața merge înainte. Dar totuși, uitându-ne, să spunem că au niște oameni care au trecut prin perioada aceea, trebuie să recunoaștem, Fiecare a avut posibilitatea să o ia razna la un moment dat și să, de fapt, să meargă înainte așa cum trebuie. Sau au luat o razna și, și apoi a revenit. Sunt multe lucruri care pot influența viața unei trei. Dar Exemplele pe care mi le-ai dat sunt foarte importante pentru că și din experiența pe care o văd, eu văd, sunt oameni care, unii o iau razna la tinerețe, alții o iau razna la bătânețe. Sunt oameni foarte faimoși, inclusiv teologi, care au fost oameni de marcă, oameni care uh, au fost lușitori, chiar și la un moment dat în viață s-a întâmplat ceva. Au făcut niște alegeri care i-a împins așa într-o cădere bruscă, da, cădere în gol chiar, și multor, multor dintre noi nu le vine să creadă că un om se poate schimba atât de mult. Și sunt oameni trecuți de o anumită vârstă. Deci ispita aceasta și problema aceasta până la urmă se poate extinde și la vârste mai, mai, Dacă mai înainte. De asta zic. Asta este o luptă continuă pe care o au tinerii. O avem noi și acum la vârsta aceasta și mai târziu. Bun, hai să vedem ce alte provocări mai vezi Alex, pentru că suntem doar la începutul discuției și, bineînțeles, în partea a doua, vreau să mergem totuși și niște pe soluții. De la tineri fără direcție, vreau să ajungem la tineri cu direcție. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cât important în viață este și cu cine te sfătuiești. În generația în care noi trăim, oamenii nu mai pun accent pe mentorare, nu acceptă sfaturi. Toți au impresia că le știu pe toate. Cu atât mai mult tinerii sunt foarte independenți și ce, su ce surprind în generația aceasta este că se irită foarte ușor. E că orice recomandare e luată ca și cum îi faci o corecție și că încerci să îi scoți în evidență niște laturi negative din viață, din potrivă. Până la urmă scopul mentorării este să te confrunte și să te ajute să depășești lucrurile în care ești vulnerabil. Nimeni nu are în vedere prin mentorare distrugerea cuiva, ci din potrivă găsim vulnerabilitățile și acolo trebuie să ne întărim. Uite, un exemplu de tânăr care a preluat domnia este Roboam. Roboam este descendent al lui David. David este al doilea împărat în Israel, îl are pe Solomon și Solomon îl lasă în urma lui după o domnie de 40 de ani pe fiul său Roboam. Nu avea adversari, nu avea o situație politică, o situație economică nu era stare de război în Israel, totul era la superlativ. El moare, Solomon, îi lasă acele recomandări pe care le găsim atât în Eclesiasul cât și în Proverbe, cele mai multe proverbe date de la tată la fiu: Să înveți cum să începi în viață, să înveți cum să continui în viață, să înveți cum să sfârșești în viață, toate lucrurile se sfârșesc, zice Solomon. Toate se sfârșesc ultimul capitol în Eclesiastul chiar surprinde așa în, într-un limbaj metaforic cam cum arată un om bătrân sfârșit, a ajuns la, la, finalul vieții. Dar Roboam, deși are toate aturile, nu se consultă cu oamenii potriviți. Și atunci, cercul lui de prieteni, cercul lui numărul 1, era format din tineri. Oameni încercați, oameni cu ambiții, oameni cu vise, exact ca și el. Și atunci, intră în această horă, uh, Bătrânii încearcă să-l consilieze, spunându-i: Dacă vei fi bun cu poporul acesta, ei te vor iubi, te vor sluji și monarhia va avea uh, numai de câștigat. Deci, dați-mi timp să mă gândesc, se consultă cu cine nu trebuie și încearcă să fie mai aspru decât a fost Solomon. Comite o imprudență, comite irreparabilul și zece seminții părăsesc casa lui David. Și ajung în mâna unui fugar pe nume Ieroboam, alungat de către Solomon. Ieroboam reușește să alimenteze în ei spiritul acesta revoluționar și nemulțumit, tot mai multe nemulțumiri cu privire la casa lui David și zece seminții, cu copii, cu soții, cu tot ce înseamnă infrastructură, își înființează o nouă capitală, un nou cult religios și uite că o greșeală. Nu l afectează numai pe roboam care pierde. Inevitabil apar consecințe și în viața celor cu care l-a interacționat. Deci sunt anumite consecințe care se extind în viața tuturor. Adică până la urmă, dacă eu sunt soț și au o decizie în casa mea, decizia pe care o au influențează atât pe soția mea cât și pe copiii mei. Îi influențează. Nu că sunt responsabil sau poartă această răspunder înainte lui Dumnezeu pentru deciziile pe care le au eu. Dar sunt aceste urmări care pot rămâne. Tocmai de aceea un nume bun face mai mult decât orice. Numele bun într-o familie aduce și plusuri, dar până la urmă un nume rău aduce un minus pentru toată lumea. Deci te așează în aceeași categorie. Cu cine te consulți este important. Uite, Solomon a crescut bine tatălui. A fost mentorat de Nathan. Nathan a fost un proroc de curte și a avut grijă de Solomon, de Editia, pe care l-a numit iubitul Domnului. A știut că are un destin măreț, tocmai de aceea l-a lăsat omului Dumnezeu David și a lăsat copilul pe mâna lui Nathan să-l mentoreze, să facă din el omul de care Dumnezeu avea nevoie. Dar atenție, și Solomon și-a dat o concursul. Adică nu există mentorare fără acordul tău. A intrat în școala lui Nathan și a ieșit un alt împărat care a domnit 40 de ani. N-a fost perioada mai înfloritoare pentru Israel decât perioada lui Solomon. Dar uite cât de măreț a fost Solomon și cât de neadecvat și nepotrivit și copil a fost Roboam. Deși a fost crescut de un tată genial, deși a avut toate avantajele, deciziile lui s-au răsfrâns asupra lui Israel. Vei spune, da, da teologic există și o uh, intervenție a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu avea un plan această separare. Nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, zice profetul Amos. Nimic nu se întâmplă într-o cetate fără ca Dumnezeu să o fi făcut. Era în planul lui Dumnezeu. Da, dar omul acesta omul acesta a ales cu bună știință și alegerile pe care le-a făcut au întâlnit voia lui Dumnezeu și a ieșit ce vedem. Un Israel împărțit în vremea aceea. Bun, Alex, ai atins un aspect important al uh, directilor în viață, în general, al tinelor și nu numai, care de multe ori ca și o scuză, ca o, să spunem, uh, uh, dezincriminare, să spunem, a tot ce înseamnă greșit în viața lor, uh, încearcă să dea, în primul rând, vina pe alții, pe context, pe familie, dar foarte mult chiar pe Dumnezeu, pentru că spune, așa mi-a fost soarta. Cred că ai auzit, uh, așa mi-a fost destinul, așa mi-a fost scris. Dumnezeu, într-adevăr, creează anumite direcții sau influențează anumite directive, dar totuși omul are posibilitatea de a alege. Eu cred în liberul arbitru și cred că uh, omul nu este doar un roboțel, un, un pion așa pe o tablă de șah în care Dumnezeu îi dictează din start ce să facă și omul nu are nicio posibilitate de a se abată de la planul lui Dumnezeu. Cred că este. Uh, Dumnezeu creează uh, oportunități, Dumnezeu creează contexte, circunstanțe astfel că omul să poată alege. Și... Vina eșecurilor noastre nu este vina lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem. Așa dacă uh, uh, Roboam, de exemplu, ar fi dat un... Uh, uh, ca și exemplu pe care l-ai dat, ar zice că Dumnezeu de fapt asta a vrut de la început, uh, asta a fost alegerea lui Dumnezeu, orice aș fi făcut, nu avea altă opțiune decât să meargă în direcția aia. Da, dar sunt pasaje în Sfânta Scriptură <laughs> care spun că sunt oameni care au reușit să obțină amânarea unor intervenții a lui Dumnezeu tocmai pentru că s-au pocăit. Uite cum a fost Ahab, Biblia zice că Dumnezeu a hotărât prin Ilie să îi se întâmple în timpul vieții lui o sancțiune. Dar Dumnezeu zice, vezi Ilie, îmi place cum s-a zmerit Ahab. spune că nu în timpul vieții lui, ci spune că după el planul meu își va urma cursul lui. Dar atenție, voia lui Dumnezeu este una. Alegerile mele sunt cu totul altceva. Tocmai de aceea voia lui Dumnezeu trebuie să se găsească în alegerile mele. Pentru că dacă nu se găsesc în alegerile mele inevitabil le interferează unele cu altele, dar în momentul în care omul se socotește pe el stăpân și le exclude pe Dumnezeu, nu va face decât să constate că drumul lui se duce spre nicăieri. Plăcut, tot voia lui Dumnezeu privează. Așa este. Tot voia lui Dumnezeu rămâne suveran în viața unui om, indiferent de ambițiile pe care omul le are. Au să mă gândesc acum la perioadele vieții. Dacă în copilărie ești tată de doi copilași și dacă în perioada aceasta, cât ei sunt mici, tu îi direcționezi, tu îi iei cu tine, îi duci acolo unde vrei tu, le dai ce, ce vrei tu, da, tu și soția ta. Practic, voi Lui Dumnezeu se face prin voi. Voi îi direcționați. Sunteți, de fapt, ca la un butuc de vie, să spunem, aracul acela, știi, bățul acela care se pune ca sprijin când e un un star tânăr și vrei să-i dai o direcție dreaptă, da? să nu se ducă nici în sângele, să crească drept. Dar la un moment dat, voi această lui Dumnezeu se poate exprima și se poate vedea foarte mult în viața tânărului de atunci când el personal se întâlnește cu Hristos. Părinții în continuare rămân părinții, încă mai pot, dar până la urmă tânărul este 100% responsabil de alegerile pe care le face și la un moment dat, după o anumită vârstă, părinții chiar nu mai pot să facă nimic decât să se roage pentru că respectivul și-a luat viața în, mâin, în mâinile proprii, este el și Dumnezeu. Și ce se mai poate face decât să-l să susții oarecum în rugăciune și să-i dai câte sfaturi, dar la un moment dat, fiecare este responsabil în numele propriu, înaintea lui Dumnezeu. Acum, pentru copiii tăi. Ca părinte ești responsabil înainte lui Dumnezeu. Sunt responsabil să dar, fiu un model pentru ei, exact. să-i păstoresc, să-i ajut, să-l să întâlnească pe acest Dumnezeu pe care eu îl slujesc. Dar vezi, vine Dumnezeu un ezechiel și zice nu spune că părinții au mâncat auguride deci, și li s-au străpezit dinții copilor. Există cauze și efecte, dar atenție, consecințele le poartă omul care deliberat alege un lucru în viață. Că sunt anumite cazuri în care se extinde, o, nu o, aș vrea să o numesc o consecință, se extind anumite uh, situații care nu sunt favorabile. Lucrul acesta se întâmplă cu permisiunea lui Dumnezeu. Dar, repet, omul este responsabil de acțiunile lui, omul este sprijinit de Dumnezeu să rămână în voia lui, și voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și de 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 desăvârșită, zice Pavel în Romani 12 cu 1, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, e perfectă. Deci voia lui Dumnezeu nu înseamnă distrugerea omului. Voia lui Dumnezeu înseamnă o armonie în care Dumnezeu te invită să intri. Tocmai de aceea Dumnezeu îi cere omului să-l Implice în planurile lui și Solomon spune: Fiule, nu te socoti singur înțelept, recunoaște-l pe Dumnezeu în toate căile tale și el îți va binecuvânta obiectivele pe care le ai în viață. Deci să te lași mentorat și apoi, în al doilea rând, pentru mine este important și ce obiective ai în viață. Dacă un tânăr face din carieră un obiectiv final, face din familie un obiectiv final, face din educație un obiectiv final, este un om incomplet. Obiectivul final al fiecărui om este să ajungă în eternitate cu Dumnezeu. Viața pe pământ se termină. Mai devreme sau mai târziu trecem. Mi-e greu să spun lucrul acesta. Mi-era mult mai ușor să, să emit o soiul de, de, de afirmații când eram tânăr, că până la urmă în tinerețe și ne la în elanul tinereței impresia că nu vei îmbătrâni niciodată. Viața îți dovedește că timpul trece. Aminti rămân, dar timpul trece. Nu reușești să ții timpul în loc. Nu ți este permis să ții timpul în loc. Tocmai de aceea, pentru că trăiești vremelnic, trebuie să ai grijă că ceea ce faci în viață te urmărește în eternitate. Sunt consecințe care sunt pe termen scurt, dar sunt și este o consecință mai exact, o consecință care poate fi pe termen lung. Și termenul lung înseamnă eternitate. Tocmai de aceea omului se dă șansa să-și fixeze un obiectiv și obiectivul omului în viață trebuie să fie acesta, să-L întâlnească pe Dumnezeu. În Ieremia 2 cu 5, Dumnezeu îi spune profetul Ieremia, știi ce mă supără la Israel? Părinții lor au umblat după lucruri de nimic și au ajuns un nimic. Pentru ce și copiii vor să meargă pe același drum? E deci că Dumnezeu vine și spune, ai posibilitatea să alegi. Umblând după lucruri de nimic, ajungi tu însuți un nimic. Umblând după mine, după voia mea, poți ajunge un om neprihănit și un om, până la urmă, intrat într-o eternitate cu Dumnezeu. Ăsta este scopul final al omului. Nu să trăiască în această paranteză, eu așa o numesc, o paranteză, dacă are un început, dar va avea un sfârșit, ci noi trebuie să avem în vedere veșnicia. Asta nu li se spune tinerilor. Prin reclame, prin marketing, prin tot ce mișcă pe Pământul acesta, trăiește clipa, trăiește momentul totul se schimbă, totul cu o viteză excepțională se, se, tot transformă de la, de la o zi la alta. Se vine și spune, îmi pare rău, lumea aceasta cu tot ce este pe ea, într-o zi se va sfârși. Căci lumea și pofta ei trec. Ioan, în unul Ioan spune Dumnezeu lucrul acesta, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Să rămâi în veac este cel mai important obiectiv în viața unui om. Școala, o începi, o termini, cariera, cât de sus poți ajungi? Bun, cel mai sus pe fața pământului, între toți oamenii, pe mai sus de acolo unde să te mai duci. Deci există o neîmplinire, așa o, așa o văd, o neîmplinire în tot ce există sub soare. Și om mai mai realizat, mai bogat, mai celebru mai binecuvântat, cu înțelepciune, să deosebească lucrurile adânci, lucrurile alese. A scris proverbe, a scris psalme, a scris... Ce n-a scris Solomon? Ce înțelepciune a dar Nu zice, nu a fost om mai înțelept decât Solomon. Și totuși Solomon zice, am cunoscut tot ce a fost sub soare. Și gustul lui amar a fost acesta. Am trăit imprudent, mi-am consumat viața pentru lucruri de nimic, am avut totul la dispoziție, inclusiv favoarea lui Dumnezeu, și am rămas cu un gust amar pentru că am trăit tot după cum am vrut eu. Și tocmai de aceea inima lui Solomon a fost dusă în rătăcire de femeile străine cu care a tot intrat în, în relație. Pe păi, considerente politice, militare și așa mai departe. Dar Solomon a gustat amărăciunea. Bun, mai sus ca Solomon nu reușim să ajungem. Atunci, de ce încercăm în acest pariu cu noi înșine sau poate cu alții să tot excelăm? Bun, excelezi. Ajungi un doctor de succes, ajungi un businessman de succes, ajungi ce vrei tu? Dacă ai voință, dacă te pregătești, poți să ajungi ce vrei tu. Dar mai sus de atât, nu te duci. Și apoi, toate se termină. Niciun film bun durează la infinit. Niciun moment bun nu durează la infinit. Din păcate, viața noastră este presărată și cu evenimente bune și cu evenimente mai puțin bune. Aș vrea să țin în loc timpul cel mai prielnic când. Probabil cunosc momente extraordinare de fericire în casa mea, în, în anumite contexte. Nu pot să păstrez aceste, aceste momente permanent. Ele îmi, îmi devin amintiri. Dar ce spune Dumnezeu este că poate exista un loc și putem intra într-un timp unde aceste repere, orare, nu mai există. Și asta este veșnicia. Diavolul te face să lupți pentru lumea de acum. Știi ce zice Pavel? lui Timotei, zice, vină de grabă la mine. Dima, din dragoste pentru, lumea de acum m-a părăsit. Toți vor lumea de acum. Pentru că lumea de acum e o realitate pentru ei. Lumea de acum este ceva ce au văzut, cu care au interacționat, pe care o vor, e un apetit crescut în ei, adulme că să ajungă tot mai sus și într-un final nu le oferă fericire. Și Pavel zice, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Timotei, apucă viața veșnică la care ai fost, chemat. Ce diferență! Doi oameni pe care Pavel i-a crescut, i-a mentorat, i-a păstorit, doi tineri pe care i-a avut în anturajul lui, dima dintr-o dată se uită unde nu trebuie și ajunge unde nu trebuie. Dar pleacă din dintr-un moment bun, pleacă dintr-un context bun. Dar sfârșește rău. Și vine Pavel și zice lui Timotei, vezi unde poți să ajungi? Uite, dacă ai în In inima ta gândul acesta, apucă viața veșnică la care ai fost numat. Ăsta este scopul fiecărui tânăr. Sunt oameni care spun, nu am direcție. Știi care trebuie să fie direcția omului? Isus. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, zice nevrei. Old, old school. Nu e old school. Este o, o realitate care dă rezultate în viața fiecărui om. Omul care l-a întâlnit pe Dumnezeu, că adică vorbim foarte deschis. Ce poate avea omul fără Dumnezeu. Că tot ce avem vine din mâna lui Dumnezeu. Încercăm să ne prefacem că înțelepciunea noastră le-a dobândit, munca noastră, ce am reușit noi, asta, asta a adus până la urmă niște avantaje în viața noastră. Eu vreau spune că tot ce primim avem din mâna lui Dumnezeu. Dar trebuie să avem onestitate să, să acceptăm lucrul acesta. Și dacă reușim în viață să facem din Isus, din Dumnezeu, obiectivul nostru suprem, el să fie centru vieții, el să fie motivul existenței noastre, el să fie motivul trăirii noastre în fiecare zi atunci, viața noastră va cunoaște cu adevărat fericirea. Doamna Domnului, iată că problema aceasta pe care au avut-o și noștri, chiar oameni faimoși din istoria poporului evreu, problema aceasta se regăsesc în zilele noastre într-un într context diferit, până la urmă, ființa umană, natura umană nu s-a schimbat. Trăim alte vremuri istorice, alte provocări, dar reacția pe care noi o avem este la fel. Unii ascultăm voia lui Dumnezeu, ascultăm de, de vocea aceasta a conștiinței, care și conștiința, dacă am stat să ne ascultăm, vocea aceea lui Dumnezeu din, din inima noastră, avem și să o ținem cât de cât drept. Dar mai ales cei care avem Cuvântul Lui Dumnezeu, care suntem dintr-o familie de oameni care uh, cunosc Evanghelia, care ne uh, ne-au fost binecuvântați, duși la biserică. Vă dați seama, sunt o grămadă de lucruri pe care Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tocmai ca să ne direcționeze și să avem uh, uh, o alegere bună în viața. Dar totuși, cu toate acestea sunt tineri, sunt uh, uh, apropiați de noștri care aleg altceva. Și atunci, consecințele acestea se văd deci, până la urmă, nu vremurile sunt de vină, nu istoria, nu pandemia, nu sunt ci firea pământească a fiecare dintre noi. Asta ne îndeamnă să facem ce avem. Că tot vorbei de vocea lui Dumnezeu care se aude în conștiința noastră. Cred că ți este comună experiența pastorului baptist Martin Luther King Jr. La începutul vieții, el a fost un militant pentru drepturile afroamericanilor și pentru integrarea lor socială, pentru dărâmarea acestor bariere rasiale într-o perioadă foarte tulbure din istoria națiunii americane. Într-una din nopți, povestește într-o predică a lui că a primit un telefon din partea unui anonim spunându-i ai trei zile să pleci din oraș, i-a vorbit cum i-a vorbit. Spune Martin Luther, N-a fost prima dată în viață când cineva mi-a spus uh, cuvintele respective sau a încercat să mă descurajeze, să mă intimideze în felul în care a făcut-o omul acela. Numai că parcă în noaptea aceea cuvintele lui au fost mai, mai grele. Deci, m-am uitat, avea pe vremea aceea o singură fetiță născută, unul din cei patru copii pe care i-a avut, soția lui dormea în dormitor și zice: cu ce am greșit? Și povestește: m-am dus în bucătărie mi-am pus o ceașcă cu cafea și am început să mă gândesc la scopul meu. Și l-am întrebat pe Dumnezeu, ce am de făcut? Și că am vrut să renunț, am vrut să mă dau bătut, am vrut să, să cedez. Și povestește un baptist că a auzit vocea lui Dumnezeu într-un mod puternic în inima lui, spunându-i Martin Luther, ridică-te pentru adevăr, ridică-te pentru neprihănire, ridică-te pentru dreptate și iată că eu voi fi cu tine până la sfârșitul zilelor tale. Și așa a fost. Dumnezeu a fost cu el. În momentul în care a vrut să renunțe, a avea toate motivele să renunțe, a spus, nu mă dau bătut. Voia lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât situația grea în care mă găsesc. Voia lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât răutatea oamenilor care se îndreaptă spre mine. E și în voia lui Dumnezeu tot ce se întâmplă. Nu există uh, ca Dumnezeu să nu aibă în control lucrurile de sub soare. Dar dacă ele se întâmplă, trebuie să avem smerenia să acceptăm ceea ce pune Dumnezeu în fața noastră și să ne gândim că nimic nu e prea greu fără Dumnezeu. Generația în care noi trăim este o generație care se dă bătut foarte ușor. Tocmai de aceea, un pic mai multă disciplină ajută. Disciplină nu neapărat ca un orar zilnic pe care trebuie să-l avem, ci disciplină ca. Um, îndârzenie cu care să luptăm pentru obiectivele pe care Dumnezeu le pune în fața noastră. Uite, ce părere ai de Enoch? Biblia spune, Enoch a umblat cu Dumnezeu 365 de ani. Păi iată că tu poți să umbli cu Dumnezeu o vreme îndelungată. Unii spun, Dumnezeu, am suișul și coborușul. Uite că un om a dovedit că se poate să umbli cu Dumnezeu până la la Dumnezeu acasă. Pe păi, Enoch. Asta înseamnă perseverență, să fii un om disciplinat. Și am învățat un lucru. Viața e mai mult decât un TikTok de câteva secunde. Wow! Viața e mai mult decât un episod de tip TikTok. Viața e mai mult. Trece dincolo de un eveniment bun, dincolo de un eveniment rău. Viața continuă să meargă înainte. Tocmai de aceea, pentru un tânăr, asta trebuie să fie realitatea pe care, și mă rog, ca Dumnezeu să o pună în mintea lor. Viața e mai mult decât Pământ. Viața e mai mult decât un TikTok. Viața înseamnă perspectiva unei veșnicii. Dar pentru a intra în veșnicie cu Dumnezeu trebuie să fii și disciplinat. Trebuie să înțelegi că bătăliile trebuie duse în fiecare zi. Nu poți să abdici de la chemarea pe care Dumnezeu ți-o face doar pentru că ți-e greu. Uite cum a fost în cazul lui Martin Luther. Dumnezeu i-a zis, ăsta e obiectivul tău, să lupți pentru drepturile afroamericanilor. Deci trebuie să-ți duci obiectivul până la capăt, indiferent de prețul pe care îl plătești. Și generația în care noi trăim, din păcate, este o generație foarte sensibilă. Renunță ușor, cedează ușor e foarte irascibil, se supără. Dacă îi faci o recomandare, dacă îi faci o... Văd în cadrul, în cadrul bisericii noastre, când stai de vorbă cu un tânăr, cu intenții curate, zic, așa cred că e mai bine. Dacă cumva gândul nu e 100% onest și are altceva în minte, toți trăim cu această bănuială. Asta face societatea veacului contemporan. Ne așează în minte această bănuială, că toată lumea e o conspirație împotriva noastră. Nu e așa. Dumnezeu are cele mai bune intenții pentru noi. Și scopul lui Dumnezeu este mântuirea omului. Tocmai de aceea trebuie să avem și noi puterea pe termen lung să acceptăm în viața noastră procesul acesta de formare. nu umblă cu Dumnezeu. De ce alții au reușit să? Pavel a reușit să umble cu Dumnezeu, Petru a reușit să umble cu Dumnezeu. Atâția apostoli au umblat cu Dumnezeu. Asta înseamnă că se poate. Ei ne spun că se poate. Evrei 11 este o listă a oamenilor credinței care au reușit în contexte rele, din familii nu perfecte, cu atâtea obstacole în viață, să ajungă la scopul pentru care Dumnezeu i-a adus pe pământul acesta. Și eu cred, poate nu vreau să sune ca, un, ca o concepție americană venită de peste hotar, că fiecare om are destinul lui. Eu cred că fiecare om se naște cu un obiectiv din partea lui Dumnezeu. Iisus când a stat în fața lui Pilat, i-a zis așa, îl întreabă Pilat, ești tu rege? Și Iisus îi zice, da, sunt. Pentru aceasta m-am născut. Eu cred că Dumnezeu permite să te naști cu un scop. Poate nu ai reușit să-l identifici. Sau dacă ai reușit să-l identifici, luptă pentru scopul acesta. Trebuie să-l urmezi. Asta, pe la urmă, scop înseamnă voia lui Dumnezeu în care El vrea ca tu să trăiești. Dați-vă silința. Dă-ți silința. Du-ți mântuirea până la capăt. Adică fă tot ce depinde de tine. Și harul meu ce îți este scrie. îndeajuns. Nu e bătălie prea grea. Nu e obstacol prea mare. Cu Dumnezeu putem. totul în Hristos care mă întărește, zice Pavel. Deci sunt îndemnuri pe care le găsim în Sfânta Scriptură și acum la început de an, să fixăm în mintea noastră acest lucru. Nu ne putem da bătuți. Diavolul vrea să ne dăm bătuți. Să cedăm, să ne resemnăm. Să oricum, sunt unul dintre atâția care lor puțin le pasă. Mie de ce mi-ar de mai bine pentru împărăția lui Dumnezeu? Pentru că tu ai un alt obiectiv. Pentru că tu ai întâlnit persoana lui Isus și ai înțeles că și Isus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea toți avem de îndurat aceste lucruri. Ucenicii lui Iisus Hristos au de îndurat rușinea din partea lumii. toată lumea nu o să fie de acord cu ceea ce vom face pentru Dumnezeu. De aceea, în inima noastră trebuie să existe această disciplină și să înțelegem că timpurile rele modelează oamenii puternici. Și oamenii puternici pot face timpurile să fie sau vremurile să fie mai bune. Dar avem această obligație din partea lui Dumnezeu. Și subliniez obligație. Să să nu cedăm. Să nu cedăm. Pentru că Dumnezeu este cu noi. Așa este. Uh, și chiar dacă cineva s-ar naște într-o familie cu probleme, într-o familie în care nu sunt posibilități, uh, poate sunt oameni care trec și prin asta. Totuși, există. Eu cred că fiecare om are o, o șansă în viață, uh, mai ales atunci când se întâlnește Dumnezeu de a face o schimbare. Nu cred că este un om care vrea să facă ceva bun în viață, să aibă o direcție, să stea mai aproape de Dumnezeu, să vrea să-și caute un job, să vrea să-și facă o familie și cineva să-i stea împotriva. Chiar dacă familia nu-l poate ajuta, chiar dacă nu are un background, să zic așa, foarte faimos, uh, numele când nu-i spune, nu spune foarte, multe, foarte multe lucruri, dar uh, nu e un nume cu renume, să zic așa. Totuși, comunitatea noi, cei care suntem, uh, putem să creăm contextul sau putem să ajutăm pe cineva care să, să meargă mai departe, să găsească o direcție. Mă ales în, în, viața aceasta păstorească, ca pastor, ca lider de tineret, uh, nu cred că a venit cineva la tine să te întrebe Alex, ce aș putea să fac și să zici mă, nu, nu, se poate face nimic sau nu există un cuvânt de încurajare sau nu să cuiva să-i spui nu te duce la școală, lasă că poți să te descurci și fără școală. Din potrivă. Sau stai acasă, lasă, stai cu ajutorul social, nu-i nu e cazul să te să muncești. Nu. Întotdeauna există sfaturi și Scriptura ne învață să mergem să învățăm, să ne facem fiecare uh, chemarea la care am fost chemat dar să muncim ca să ne câștigăm pâinea. Sunt niște exemple foarte practice. Deci, practic, Biblia în sine dacă o știe, și chiar Proverbele lui Solomon dacă e o carte de îndemnuri și, și care dă direcții foarte așa pe înțelesul. Așa e. Deci există, există posibilitatea aceasta că atunci când un tânăr nu-și găsește poate locul, nu-și găsește direcția, nu-și găsește sprijinul în familia din care vine, din mediul în care, da, poate toți sunt la fel. Să poate, poate ridica capul, poate ridica o mână de, de cere de ajutor. Poți și... să dau un exemplu? Te rog. Uite, în timpul facultății am studiat patru ani la cursurile de zi la Institutul Teologic Penticostală între 2008 și 2012 și în promoție cu noi a fost un tânăr, din pentru nu o să-i dau numele, dar un tânăr de nieromă, romă, care a venit dintr-un mediu social foarte defavorizat. Este primul din comunitatea respectivă care și-a terminat o facultate. Anul acesta, numai că a terminat o a doua facultate, dar el a finalizat și un, un program de masterat. Și a devenit un reper pentru cei din comunitatea lui, un sat cu foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni în aceeași condiție ca el. Uite, el ne spune că se poate. Și împreună cu el ne ocupăm de un număr de copii, peste 100 de copii în localitatea respectivă, defavorizați, cu o șansă nu atât de bună cum au probabil copiii din familii mai înstărite. Abandonul școlar e la cote alarmante. Nivelul de trai este strigător la cer. Dar au găsit prin biserică alinare și au găsit prin biserică o oportunitate și până la urmă reușim să punem în inima lor un vis. Da? Un vis că viața lor se poate schimba. Tocmai de aceea, dacă și copiii aceștia se lasă ajutați, pot avea parte de aceeași situație cum a avut băiatul acesta, cum a avut colegul meu. Care a reușit să termine. A devenit un model pentru ei. Nu poți să dai vina pe trecut, nu poți să dai vina pe ce nu ai, nu poți să dai vina pe cum sunt alții, împotriva ta. Dacă vrei, poți. Și Dumnezeu te ajută. Dumnezeu îți deschide aceste uși. În generația în care noi trăim, nu avem voie să spunem că nu se poate. Dumnezeu pune la dispoziția celui ce vrea tot suportul să-și atingă obiectivul pentru care există. Și asta este convingerea la care am ajuns anul trecut. Dumnezeu deschide uși și Dumnezeu din puțin un de lemn e capabil să umple vase multe. Puțin în mâna lui Dumnezeu înseamnă suficient, înseamnă totul pentru obiectivul pe care... E deci, că nu că Dumnezeu are nevoie de lucrurile astea, dar vrea să vadă că vrei să fii parte acestui plan, să vadă un pic de hotărâri la tine. dă lui Dumnezeu viața ta și să vezi ce face Dumnezeu cu viața ta dă lui Dumnezeu resursele tale și să vezi ce face Dumnezeu cu ele. Deci trebuie să intri în această cooperare cu Dumnezeu. Indiferent că ești copil, că ești tânăr, că ești adolescent, deci dacă vrei, Dumnezeu îți poate face, Biblia, chiar Biblia spune, eu vă voi da un viitor și o nădejde. Nu școala, nu instituțiile statului, nu contextul în care se găsesc oamenii. Crează viitorul și nădejdea. Tot Dumnezeu este Cel ce creează aceste contexte. El este încă creator. Și poate da un viitor și o nădejde. Acum, spre final, aș avea câteva recomandări pentru tineri. Recomandări de care eu am ținut cont și am văzut în viața mea și beneficii și progres. Sunt câteva îndemnuri pe care le-am primit din partea unui mentor cu care pe care Dumnezeu l-a pus în viața mea și prin care am fost binecuvântat. În primul rând să nu te compromiți după succes. E foarte important. Mentalitatea românului este am învins, am saci în căruță, game over. Nu te compromite după succes. Întotdeauna e puțin mai mult decât vezi. Orizontul e mai mult decât vezi. Uite, noi scoate corabia din furtună, și după succes faci o vie și se compromite. Și Dumnezeu zice, noi tu trebuie să refaci lumea de la zero, tu și descendenții tăi. Nu te compromite după succes. Mai sunt câteva exemple în Biblie, Ezechia, după ce îl vindecă Dumnezeu și spune prin profetul Isaia, după ce fusese luat o hotărâre în dreptul lui, Dumnezeu zice, îți mai dau 15 ani comite imprudența de a se compromite după succesul pe care Dumnezeu l-a în viața lui. Și când vin trimis și Babilonului, ca și cum nu are nicio rezervă, n-aș proteja interesele statului, comite o imprudență și arată efectiv toată, toată, armura, toată visteria casei împărătești din, din, Ierusalim. Și Dumnezeu îl trimite din nou pe profetul, pe profetul Isaia și spune pentru ce te-ai compromis după succes? De ce n-ai rămas merit? De ce n-ai acceptat că Dumnezeu este cel ce uh, ți-a oferit această nouă viață? Practic, a avut loc o reîmprospătare în viața lui. s-a mai dat. Nu sunt mulți oameni cărora Dumnezeu le spună mai trăiește atât. Deci noi trăim cu gândul că oricând viața se poate încheia, lui se spune mai trăiește 15. Ce, ce oportunitate pentru el. Apoi mai sunt oameni, Saul, păi când învinge pe Amalek, are succes, Dumnezeu îi zice: "Du-l la bun sfârșit ce ți-s a spus. Ucide tot ce a fost din partea lui Amalec și el păstrează." Și vine Dumnezeu și uh, uh, prin profetul Samuel și zice: "Pentru ce te-ai compromis după succes? Pentru că ai făcut așa ți se ia împărăția." Și atenție, Saul a domnit 40 de ani. Exact. Dar a domnit fără Dumnezeu. Mulți vor să domnească în viața lor, mulți și bine fără Dumnezeu. Dar Deznodământul poate fi același ca lui Saul. O viață neîmplinită, o viață fără descendenți, o viață fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Rămâi patronul vieții tale și vezi ce iese dacă te compromiți după succes. Ozia, păi n-a fost împărat în Israel să fi produs reforme mai, mai însemnate precum Ozia, de la armură, la... Um, Chiar spune Biblia, mașinării cu care apăra teritoriile lui Israel, reușește să reformeze închinarea, reușește să reformeze infrastructura lui Israel, deci domnește și omul acesta, spre 40 de ani. Ce ce domnie lungă, într-un context în care împărații nu prea domneau atâta. Un el tir și așa mai departe. Trăiește, domnește mult. Și la final se compromite după succesul de o viață intră în templu și vreau să aducă și vin preoții și zic că nu ți este permis ozia să aduci tu tămâie în templu. Sunt mulți care au impresia că dacă au succes în business, trebuie să intre și în biserică să conducă biserica. Și Dumnezeu le spune stop joc. Biserica e un alt segment. A, că ești un om de succes în exterior, rămâi în exterior. Nu-ți cere nimeni să nu participi la biserică, din potrivă, vino, e open space, vină la biserică, ți se dă șansa să te imi, dar nu faci lucruri pe care Dumnezeu nu ți le-a pus în sarcină să le faci. Și aici e un lucru pe care noi uh, trebuie să-l învățăm. Putem face orice în viață cu acordul lui Dumnezeu, dar nu putem face lucruri pe care Dumnezeu spune să nu le facem. Doar pentru că avem noi un istoric și un palmares bun. Ozia s-a compromis după succes. Și apoi, de ce nu să nu te dai bătut niciodată? Așa cum am mai spus, dacă în viață reușești să învingi obstacolele din viața ta, Dumnezeu te va binecuvânta. Mă uit la Ilie, om supus a celor aslăbiciuni ca și noi. S-a rugat odată, Doamne, dă foc din cer, coboară foc din cer pe Carmel, wow, 850 de proroci ale Bal și aia, sunt omorâți, Israel se întoarce, s-a cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, se întoarce cu inima spre Dumnezeu și te-ai fi așteptat, wow, după o rugăciune, uite ce răspuns. Mai rar se coboare foc din cerul, o dovadă via faptului că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu și Ilie este adevăratul slujitor. Și ce se întâmplă? Dumnezeu zice, urcă-te pe munte și roagăte pentru ploaie. De câte ori s-a rugat Ilie pentru ploaie? De șapte ori. Cu fața până la pământ. De deci sunt lecții în viață pe care Dumnezeu ni le dă. Sunt momente când în urma unei rugăciuni primești ceea ce ceri. Dar sunt și momente când Dumnezeu ne mai roagă -te. Și Pavel m-a rugat de vreo trei ori, Doamne, ia-mi că mă doare. Și Dumnezeu zice, harul meu îți este îndeajuns. Adică sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie și pentru a ne ține smeriți. Că știi, după succes avem impresia că suntem cineva. Noi fără Dumnezeu suntem nimic. Și cu Dumnezeu nu suntem decât copiii Lui. Noi nu suntem pe picior de egalitate cu Dumnezeu. Tocmai de aceea nu avem voie să ne dăm bătuți. Neemia, ultimul exemplu pe seara aceasta. Ce exemplu? Să pleci mâna dreaptă a împăratului. Fiind paharnic, era unul dintre cei mai de încredere oameni. Paharnic era omul care cunoștea secretele, pentru că fiind la dispoziția împăratului, în contexte de discuții înalte, avea acces la informații și într la din zile îl vede împăratul și zice, de ce e supărat? Păi uite așa, poporul meu, uite așa, orașul meu, uite așa, templul nostru. Nimic, mai ușor scrie o hârtie, un edict dute și rezidește pleacă omul acesta și zice, gata, dacă Dumnezeu mi-a zis să aprobă, toți oamenii trebuie să mă susțină. Și când Angel Israel realizează că de fapt, cine ești tu? Tobia s-a îmbalat și alții zic că stai un pic prieten, vii tu să faci reguli la noi aici, ia înapoi. Și a dus muncă de lămurire până a organizat familiile fiecare să-și rezidească porțiunea lui de zid, până a reușit să rezidească templul lui Zorobabel și așa mai departe. A trebuit să treacă timp, dar nimeni nu s-a dat bătut. N-ai voie să te dai bătut. Chiar dacă Dumnezeu zice da și oamenii zic nu, până la urmă tot ca Dumnezeu se face. De aceea, în viață, un tânăr care l-a întâlnit pe Dumnezeu și primește un obiectiv, să se ține de Dumnezeu că obiectivul va fi dus la îndeplinire. Și dintr-un tânăr fără direcție devine un tânăr cu, cu direcție. La Lavă Domnului Alex, mulțumesc foarte mult pentru tarea aceasta. A fost uh, o binecuvântare să stăm de vorbă. Îți mulțumesc pentru cuvântul tău, pentru sfaturile și mai ales pentru că uh, cuvântul tău a fost de încurajare și până la urmă asta trebuie să facem noi, să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să-și să găsească calea, iar noi care am trecut deja prin aceste provocări să-i ajutăm, nu să-i încurcăm, ci din potrivă să fim deschiși, să ne rugăm să-i sprijinim și așa să ne ducem până la urmă mântuirea până la capăt. Mulțumesc pentru invitație, Cătălin. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine și întreaga echipă de aici. Să binecuvinteze telespectatorii Prodocens Media și să ne ajute Dumnezeu ca după ce am primit direcția să ținem drumul pe care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră, că destinația este superbă. Este împărăția veșnică în care Dumnezeu ne așteaptă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumim foarte mult. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați primit în grațele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!